Suntem în studio împreună cu pastorii Luigi Mițoi și Florin Câmpean, colegii din Chicago. Înainte de a sta de vorbă despre planurile de viitor ce urmează, sper să fim în legătură cu Norvegia. Marius, ne auzi? Ne bucurăm foarte mult să vă auzim. Avem și o imagine cu voi pe screen și vă auzim foarte bine. Aveți libertatea să spuneți ce gândiți, ce doriți voi, nu vă vom întrerupe cât Domnul vă pune pe inimă și ce cuvinte pune în inima voastră, vrem să le auzim. Pace, vă mulțumim Pace. mult! N-am fost de la început, nu o nu vedem pe toți cei care sunt în studio acolo, dar am înțeles că este și fratele Luigi. Salutări fratelui Luigi și tuturor celor care sunt acolo. Și fratele Florin Câmpean, pastor la Biserica Philadelphia. Pace! Vă mulțumim în numele Domnului pentru că ne, ne susțineți așa că are bineînțeles un impact asupra noastră foarte mare și nu numai a noastră. Vă spunem că și familia, acum primim uh, mesaje text de la colege, de la rut, de la servici, colegii mei de la servici, prieteni, chiar din, de la distanțe mai mari din Norvegia, care sunt, uh, sunt uimiți de mobilizarea Bisericii și susținerea pe care o avem din partea Bisericii ei n-au simțit sigur personal. Îmi imaginez că asta este motivul pentru care ne, ne spun că sunt mirați de susținerea care o avem, fiindcă nu au experimentat în persoană sau personal susținere. În felul acesta, în condițiile în care se află biserica aici, aș spune. Dar și noi suntem uimiți, bineînțeles, de -am susținerea care o avem. N-am. Uh... Nu ne-am nu, nu ne gândit. Ne așteptăm ca Domnul să ne încurajeze și să ne susțină, dar nu, nu ne gândeam că o să fie, fie în felul acesta. Uh, uh, da, continuă, Marius. Domnul să fie slăvit. Amin, amin. Îi mulțumim Domnului, vă mulțumim și noastră și ne-am rugat, ne rugat, încă de la început pentru cei care se roagă pentru noi ca Dumnezeu să, să le dea și lor credință, să se întărească și pe ei. Da. Am observat chiar în familie, câteodată știți că Zici că uite, ne-am rugat și a fost activitatea asta și acum domnul o să răspundă vineri sau o să răspundă luni. luni. Și ne-am rugat ca, ca Dumnezeu să ne întărească chiar dacă răspunsurile nu vin așa cum și când ne așteptăm noi. Dacă ar trebui să răspundeți la întrebarea. Uh... Ce a însemnat pentru voi până acum Dumnezeu? Și știu că ați fost o familie deosebită de uh, tineri credincioși, care ați întemeiat o familie frumoasă, care l-ați slujit pe Dumnezeu cu uh, scumpătate, cu demnitate, uh, în situația asta. Uh, categoric că relația voastră cu Dumnezeu are o nouă dimensiune. Ce înseamnă acum Dumnezeu pentru voi? Dana, el ne poartă, el ne susține prin, prin tot. Uh, uh... Pot să spun că am avut o experiență specială cu Dumnezeu, uh, chiar foarte scurt timp, înainte să împlinesc 30 de ani. Acum am 36 yes. și uh, uh, mi-a schimbat total. Uh, viața, experiența aceea și mulțumesc Domnului că ne dăm seama că a fost numai Harul Lui, este numai Harul Lui. Și am avut momente în care ne-am întrebat amândoi, pur și simplu, credem că Dumnezeu există, credem că cuvântul Lui este adevărat, dacă da, atunci sunt implicații, sunt implicații în viața noastră, în deciziile noastre, în și a trebuit să ne încredem în el în mai multe situații și chiar în... În ultima timp ne am mai zis, domnul, te dai cum, la, cum e la cărtarea asta, care e care altă. Da. Uh, Lord, I surrender all. I, I surrender all. I Că Asta am conștientizat că trebuie să, să ne încredințăm în mâinile lui, cu, cu tot, să încredințăm copiii. Când îi trimiteam la școală, îi încredințăm în mâinile Domnului, că ne dăm seama că nu, nu putem să fim cu ei peste tot și nu putem să filtrăm tot ce ei intră în contact cu la, la școală sau pe unde merg. Am învățat încetul cu încetul să, să ne punem încrederea în Domnul. Și poate a fost foarte multă teorie, într-un fel. Noi aici am mai avut întâlniri de părtășie la biserică, am vorbit foarte mult despre faptul că biserica în, în alte zone ale lumii are o altă experiență cu Domnul, care aici este un pic străină. Și Evanghelia care se predică aici, în ultimul timp, nu prea pot să le opredici celor care sunt încercați cum sunt încercați în altă zonă. Și am încercat să trag oarecum așa atenția la faptul că există un preț în a urma pe Hristos și nu, nu ne așteptăm să, să, fim puși la testul ăsta în felul acesta. Dar suntem convins că vrem să dăm ori toate la da, trebuie. Mai ales în situația asta, într-un fel e ușor să te crezi în, în domnul că nu ai, nu ai altceva. Așa este. Uh, Marius și Ruth, uh, am vrea să vă spunem, uh, sunt aici reprezentate trei dintre cele șase biserici pentecostale din Chicago. Uh, probabil un total de în jur de 3.000 de suflete, peste 3.000 de suflete, numai bisericile penticostale, aproximativ 1.000 de suflete bisericile baptiste din Chicago, uh, Inima noastră în zilele astea bate la unison, în mod uniform, împreună cu voi și pentru voi. Nu sunt servicii divine în bisericile Betania, Filadelfia, Elim, celelalte biserici, în care să nu înălțăm înaintea lui Dumnezeu rugăciuni pentru voi. Puteți să rămâneți mai departe la Credo TV, pastorii vor avea câteva cuvinte de încurajare și pentru voi. Uh, și bineînțeles că vom comunica în curând. A fost o zi lungă și pentru voi sunteți deja de dimineață ora Norvegiei uh, pe recepții având în vedere că ați urmărit uh, protestul de la Oradea în timp ce protestul Poftiți? Da. Ascultăm. Da, în timp ce protestul de la Oradea de 10.000 de participanți avea loc la Satul Mare, Uh, mai în glumă, mai în serios, mulți spun că e cel mai mare sat din România, avea loc un alt protest într-o comunitate absolut mai mică decât în Oradea, de o mie de persoane, în temperaturi foarte scăzute, uh, minus 6, minus 8 grade Celsius, cu miile românii au ieșit în stradă. Și aș vrea să vă spun, voi sunteți vârful de lance. Care ne-a motivat să ieșim în stradă, dar deja biserica. Uh, abordează lucrurile puțin diferit. Uh, ne dăm seama că am fost asediați, asaltați, că valorile noastre au fost atacate de lume și de fapt ceea ce se întâmplă la ora actuală este un pushback, este uh, o acțiune de contraofensivă împotriva a ceea ce a făcut lumea de zeci de ani de zile în lupta împotriva bisericii. Suntem în legătură cu fratele Daniel Bodnariu, fratele nostru în domnul, fratele de corp al lui Marius și pastor în Biserica Filadelfia din București. Ne auzim, frate Daniel? Ce domnul auzit? îți spune pe inimă răspuns la acțiunile de protest din Oradea, din satul mare? Te rog frumos! În primul rând, Rând, aș vrea să vă mulțumesc, voi care sunteți acolo și sunteți alături de noi. Domnul să vă binecuvinteze. Văd pe fratele Florin acolo, pe dumneavoastră, frate Cristian, pe fratele Luigi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm așa de mult că am văzut cum Dumnezeu a lucrat la inimile oamenilor într-un mod neașteptat pentru noi. Și pot să vă zic că în uh, zilele acestea de încercare, și pentru noi, uh, familia lui Marius, au fost zile de încercare și sunt în continuare. Uh, pentru aceste zile amestecate cu durere, am simțit și bucurie în suflet, văzând cât de mulți uh, creștini, cât uh, la inima câtor oameni a lucrat Dumnezeu și ne-a unit pe toți și, așa cum spuneați, frate Cristian, că inima noastră bate la unison. Să știți că am simțit lucrul acesta și uh, spun ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Uh, ne pregătim pentru uh, acțiuni majore uh, care vor avea loc. Bineînțeles, vor mai fi câteva acțiuni de protest în San Francisco, în Houston, în New York, în fața consulatelor generale. Uh, în Europa și, și în România am primit semnale că se vor mai organiza acțiuni de protest. Și e foarte bine. Dorim ca toți inițiatorii să ia legătura cu noi, însă au libertatea să organizeze în toate orașele după prescripția, după rânduielile pe care deja le-am așezat, pentru că noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu în lucrarea aceasta. Însă pregătim pentru data de 16 aprilie, începând din București, din România, în toate marile orașe ale României, în toate marile orașe și capitale ale Europei și, bineînțeles, în Statele Unite, în toate metropolele, acțiuni la unison de dimineață până seara târziu, pe fusul orar, din oraș în oraș. Ne așteptăm la o participare de zeci de mii de oameni, poate la o sută de mii de oameni, în toate aceste orașe uh, și dorința noastră ar fi ca în perioada de la începutul lui martie până la jumătatea lui aprilie, o lună și jumătate aproximativ. Să ne regrupăm, să facem demersuri pe alte căi. Bineînțeles, demersul diplomatic rămâne de bază, dar și intervenții la parlamentari, la demnitari americani, la reprezentanții din Congresul american, senatori și deputați, și credem din toată inima că și pe calea aceasta se vor putea face presiuni masive, inclusiv. Mediatice, avem în ultima vreme legături de la posturile majore de televiziune din Statele Unite. Te rog frumos să spui câteva cuvinte despre această acțiune: cum ea va fi o mărturie pentru întreaga lume și, bineînțeles, importanța acestor demersuri în Norvegia pentru cazul Bodnariu. Da. Deci uh, văd și simt chiar dacă la început uh, nu știam cum vor decurge lucrurile, din ce în ce mai mult văd că aceasta e o lucrare a lui Dumnezeu, o lucrare de trezire și pentru biserică, dar o mărturie pentru lumea din jurul nostru. Am colegi care uh, ne spun că sunt alături de noi și uh, colegi pe care eu nu și am atât de bine și oameni pe care nu-i cunosc și ne-au contactat și ne-au spus că sunt alături de noi. Și știu că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu pentru vremurile acestea, chiar dacă este atât de dureroasă pentru Marius și Ruth că ei trec prin această încercare. De aceea este bine ca să fim în continuare, să fim ori. Să avem acea dată în care să putem să ieșim în stradă și să demonstrăm tot așa în mod pașnic, dar să ieșim într-un marș care să nu poată fi trecut cu vederea de nimeni. Și cred că dacă vom face lucrul acesta simultan, organizat, să fim toți de acord în sensul acesta, fără alte inițiative individuale, cred că va avea un mare impact atât pentru opinia publică din țările în care are loc această manifestare, dar și pentru Norvegia. Văd că deja au apărut semnale acolo de ceea ce se întâmplă la început timide, apoi mai uh, cu putere, dar cred că până la urmă nu vor putea să mai ignore ceea ce se întâmplă în toate țările din jurul Norvegiei, Și cred că vor trebui să, să dea perdea la o parte și să lase să se uh, vadă și în opinia publică din Norvegia ceea ce se întâmplă și ceea ce atâția ani cu atâta abilitate a fost ascuns de către, de către guvern și îmi pun nădejdea în Dumnezeu și știu că El ne va ajuta până la capăt, atâta timp cât și noi facem ceea ce ține de noi. Știu că Dumnezeu are un plan și planul Lui uh, se va duce la îndeplinire și Dumnezeu este suveran. Oricât de suveran aș fi Norvegia și oricât de suveran aș fi această autoritate Barnevernet, Dumnezeu este mai suveran, El este Dumnezeu Creatorul și toți se vor pleca înaintea Lui. Amin. Frate Daniel, mulțumim din toată inima. Domnul, să te binecuvinteze, să ai o seară binecuvântată în numele colegilor pastori. Suntem alături și de tine, pentru că în Europa, în România și nu numai, și la noi, ai fost o voce care a adus mult calm, dar în același timp inspirație pentru noi toți în inițiativele care s-au luat. Dumnezeu, să te binecuvinteze. Amin și pe voi. Slavă Domnului! Nu mai Dumnezeu ne-a dat putere. Eu la început eram zero și acum nu pot să zic că sunt mort, dar știu că Dumnezeu e Cel care ne dă înțelepciune și ne călăuzește pas cu pas. De aceea tot, tot ceea ce se vede, cred că este lucrarea Lui Dumnezeu. Slăvit să fie El. Amin! Multă binecuvântare și pace! Stimați colegi, pace! pace. pace. Stimați colegi, aș vrea mai întâi să spun telespectatorilor că în toate aceste demersuri ați intervenit cu promptitudine, cu fermitate, ați fost alături de cazul lui Marius și Ruth încă de la început personal n-am văzut nicio ezitare, n-am văzut absolut niciun fel de pas înapoi, ați sprijinit foarte mult demersul care a avut loc la Washington DC în perioada aia bineînțeles datorită unui angajament mai de mult fratele Luigi a trebuit să fie în Irlanda dar ai trimis reprezentanți, a venit un bas cu foarte mulți oameni de la Biserica Betania, de asemenea de la Biserica Philadelphia un număr Mare de participanți, și împreună cu toții, cred că am generat niște emoții care, iată, sunt amplificate de la o zi la alta și au dat naștere la demonstrațiile și protestele pe care le vedem. Câteva cuvinte, frate Florin și apoi frate Luigi. Cred că e datoria noastră să fim implicați într-un eveniment de genul acesta, cum a fost cel din Washington. Și nu numai, în întreg efortul pe care îl depunem în favoarea familiei Bodnariu. Dar la momentul acesta este o luptă pentru familie, eu așa o văd. Dumnezeu folosește comunitatea română în Europa, în America, în România, să tragă un semnal de alarmă în ce privește dezintegrarea familiei tradiționale. Pentru că asta se întâmplă, asta este lupta reală pe care o dau uh, forțele guvernamentale, precum guvernul din Norvegia și agențiile acestea, uh, dar uh, este o luptă spirituală și noi trebuie să fim implicați în asta. La asta ne-a chemat Dumnezeu uh, oriunde lumea lume acum se discută despre asta și Norvegia trebuie să-i aminte și va lua aminte. Cred că semnalul este prea puternic ca să fie ignorat în continuare și pentru, nu, pentru mine, cu să spun, este o onoare să fiu implicat în asta nu mă lupt doar pentru copiilor deși ne luptăm pentru familia Bodnariu și pentru copiilor ne luptăm, mă lupt pentru copiii mei, ne luptăm pentru copiii din bisericile noastre același lucru se va întâmpla în America se întâmplă în Europa este mai mult decât un război cultural este un război spiritual și este vremea să stăm în acea spărtură extraordinară pe care diavolul o dă uh, familiei creștine și uh, culturii creștine în general. Împărtășesc sentimentele exprimate de colegii mei, și ceea ce vreau să subliniez este faptul că, dincolo de uh, cazul familiei Bodnariu din Norvegia, uh, asistăm la un fenomen care capătă dimensiuni din ce în ce mai mari. Cazul Bodnariu a fost perceput la început uh, ca o problemă protestantă, religioasă. Însă în situația lor sunt uh, multe alte persoane de uh, religie ortodoxă și din multe alte etnii. Însă dincolo de acest caz local de la care s-a pornit acțiunile acestea care au devenit un fenomen internațional, Cred că la mijloc este un atac uh, asupra Bisericii lui Dumnezeu și asupra principiilor lui Dumnezeu. Așa cum menționa pastorul Câmpeanu, uh, la mijloc uh, este derularea unui proces de redefinire a vieții, uh, a principiilor fundamentale, de pildă uh, principiul familiei și principiul Bisericii. Asistăm la o îngrădire vinovată a libertății de credință a oamenilor, uh, la robotizarea lor, la manipularea lor în masă. Și uh, cred că este misiunea noastră, misiunea generației noastre, uh, să acceptăm faptul că am avut o atitudine prea timidă în fața presiunii pe care manifestările păcătoase au avut-o împotriva Bisericii și împotriva principiilor lui Dumnezeu. Ne-am mulțumit că am avut liniște în interiorul clădirilor unde noi ne închinăm lui Dumnezeu în Biserică, în timp ce alții au umplut străzile, uh, convingând opinia publică că tot felul de manifestări păcătoase sunt normale în timp ce de-a lungul a sute de ani știința, spiritualitatea le-au condamnat ca fiind anormale. Astăzi cred că Dumnezeu vrea să folosească experiențe ca și cel de față pentru care noi ne-am întâlnit astăzi, ca să trezească biserica și să-și dea seama că pur și simplu a ajuns prizonier în propriile biserici. Și sistemul acesta de globalizare, de internaționalizare a lumii, Elimină, elimină pe Dumnezeu din sufletele noastre, elimina pe Dumnezeu din casele noastre și, până la urmă, vrea să distrugă relațiile de familie, singurele relații care uh, dau sens, valoare și uh, bucurie oamenilor. Uh, astăzi, uh, când spun astăzi, mă refer în cursul dimineții, în România, a avut loc o conferință de presă a. Parlamentarilor care numai ce s-au întors din Norvegia, și cel puțin din punctul meu de vedere, o declarație magistrală a fost cea a senatorului Benoni Ardelean, care a confirmat ceea ce noi am bănuit din start și am știut în baza documentelor inițiale pe care mai târziu Barnevernet le-a purificat, a scos din ele platforma inițială pe care a început investigația acestui caz. Și senatorul Benoni Ardelean a spus: Sunt dovezi, totul este clar, avem de-a face cu un caz de discriminare religioasă. Pentru că momentul de început al acestui caz a fost pe bază de îndoctrinare, pe bază de radicalism creștin, că pe urmă Barneverneta a încercat să convertească acest caz într-un caz de abuz, este cu totul altceva. Acum, având în vedere aceste declarații, având în vedere faptul că deja nu mai vorbim de o situație dintr-o familie. Vorbim despre un lucru care amenință toate familiile și care amenință credința noastră, și eu m-am declarat și mă declar din nou vinovat că am crezut în acest sistem de izolare între pereții Bisericii și am considerat că noi nu trebuie să facem ce face lumea, că noi nu trebuie să ieșim în stradă. Ei, momentul ăsta m-a convins că strada este un loc ca oricare altul și că dacă Biserica nu îl ocupă, îl ocupă alții, așa cum ați menționat. Noi pregătim niște acțiuni globale și mă refer la acțiunea din 16 aprilie, când deja am stat de vorbă în întâlnirea pe care noi am avut-o preliminar, am stabilit data de 16 aprilie, vom contacta și vom mobiliza întreaga comunitate, toți pastorii, toți, toate oficialitățile, toți liderii comunitari din Chicago și, bineînțeles, că vom da un semnal în zilele următoare tuturor comunităților din statele unite și Canada, apoi uh, prin fratele Daniel și și noi uh, celor din Europa din uh, România. Am primit un semnal prin care se spunea că n-ar trebui să transformăm aceste adunări de protest în servicii de biserică, pentru că oamenii s-au dus cu fanfare, cu coruri, uh, au făcut rugăciuni în public și lucrul ăsta mi s-a părut foarte interesant, pentru că uh, pe mulți oameni nu îi putem aduce în biserică și noi predicam de multe ori că trebuie să le ducem biserica la ei. Acum eu nu zic să facem un program ca de biserică în stradă, dar... Nu cumva este timpul ca Biserica, ieșind dintre pereții ei, să meargă cu Evanghelia în stradă? Te flori. Eu totdeauna am crezut că a, Biserica trebuie să iasă în piață. A, cred că dacă ne uităm în a, faptele Apostolilor, a fost locul preferat, într-un fel, al lui Pavel, sinagoga și piața. Totdeauna îl găsești în Agora, unde sunt adunați a, toți oamenii deștepți și toți nebunii lumii, și acolo. Le-a dovedit înțelepciunea Evangheliei. Cred că este un lucru extraordinar să facem asta. Trebuie întotdeauna să fim civilizați, pentru că creștinismul civilizează, să ne comportăm ca atare, dar Dumnezeu ne dă, pia ne dă piața, agora, ca să, să vorbim acolo, să proclamăm adevărul. Nu mergem doar pentru chestiuni spirituale. Eu, așa cum am spus înainte, este un război spiritual și noi ne ducem nu doar pentru social, ci ne ducem pentru spiritual, este o afirmație este o declarație puternică pe care o facem uh, despre valorile noastre despre Hristos, despre uh, tot ce credem noi și cred că e foarte important să, să folosim spațiu public și uneori ca acum chiar să-l ocupăm Dumnezeu ne cheamă la asta Cred că trebuie să ne simțim vinovați pentru că am acceptat să fim ascunși Dumnezeu este infinit, este etern, dar invizibil datorită naturii sale spirituale. De aceea ne-a trimis Biblia. În absența ei, noi îl punem pe treapta unei bănuieli și fiecare își folosește imaginația ca să își închipuie cum este Dumnezeu. Dar El ne-a trimis Biblia și ne-l-a trimis pe Hristos, pe Fiul Său. Când Isus a venit, El a stat între oameni, El a colindat țara, El s-a adresat populației, tuturor categoriilor de oameni și a spus: Am venit să vă aduc o veste bună, vestea potrivit căreia Dumnezeu vrea să vă ierte de păcatele voastre și să mergeți în cer. Uh, misiunea Bisericii este ca să spună oamenilor vestea asta. Noi am introdus expresia servicii divine, adică o perioadă scurtă de timp când ne întâlnim într-un număr extrem de mic, într-o clădire la o adresă în timp ce miliardele de oameni care merg pe stradă nu știu de noi și important nu este să știe de noi. Nu cunosc mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Cred că fenomenul acesta ne oferă, ne oferă oportunitatea să fim în public și scopul nu este neapărat să cântăm sau să predicăm. Nu este neapărat să spunem despre ce credem noi, pentru că mai sunt mulți alții care și ei cred altceva ci scopul nostru este să spunem despre ce spune Biblia, să reafirmăm ceea ce a afirmat Dumnezeu. Este o oportunitate pe care a creat-o Dumnezeu plecând de la o nedreptate a unei familii care ne indignă pe noi pe toți. Și oportunitatea aceasta trebuie folosită cu responsabilitate. Niciunul dintre apostoli și nici Mântuitorul Iisus Hristos nu s-a închis într-o clădire ca să vorbească la un număr mic de oameni care căpeau acolo, ci pur și simplu au vorbit în public întotdeauna. Este dreptul oamenilor să fie iertați de Dumnezeu. Este dreptul oamenilor să audă Evanghelia și este dreptul lor să hotărască ce fac cu ceea ce aud. Bineînțeles că toată această acțiune implică cheltuieli financiare, eforturi deosebite. Dacă vorbim de cheltuieli financiare, protestul de la Washington, am făcut o socoteală, a însemnat mult peste foarte, foarte, la baza de jos, la baza minimă a estimărilor, 300 de mii dacă nu peste poate spre jumătate de milion de dolari s-au cheltuit pentru o mie de participanți la acel protest um, și bineînțeles în America a fost o situație unică în comparație cu celelalte proteste pentru că în celelalte orașe au protestat mai ales băștinașii cei ce locuiau în orașele acelea noi avem o comunitate foarte mică de câteva zeci de persoane practic toți cei o de participanți de la Washington având în vedere că au fost câteva zeci peste au venit din celelalte orașe din Statele Unite cu cheltuieli foarte mari de transport, de cazare, mâncare și așa mai departe. Dar vorbim de efortul de a sta ore în șir, în frig. Dumnezeu ne-a binecuvântat la Washington cu o vreme foarte bună, deși am înghețat și noi acolo, că am stat mult timp, însă închipuiți-vă la Oradea și oamenii au ajuns înainte de ora 12 și au stat mai bine de două ore în temperaturi sub zero. La satul mare o mie de participanți la fel. Cred că se vede o schimbare extraordinară în mentalitatea credincioșilor. Și acum noi vom vorbi în dreptul celor pe care îi reprezentăm, credincioșii uh, evanghelici. Uh, aceste eforturi și aceste sacrificii vorbesc de un angajament care ne transformă modul de gândire. Ca lideri, nu am fi noi vinovați să lăsăm această energie, să lăsăm această disponibilitate a Oamenilor, pe care, până la urmă, tot noi i-am chemat și tot noi i-am întărătat și acum să o lăsăm să se stingă. Cred că e un lucru foarte important. Ne, ne demonstrează un adevăr. Oamenii devin pasionați când au o cauză, o cauză dreaptă, o cauză bună. De multe ori, pasiunea lor și energia lor este direcționată spre lucruri complet secundare. Și, în, acest, în această situație, avem o cauză extraordinară, cauza familiei care. Canalizează forțele oamenilor, pasiunea oamenilor și noi trebuie să, să continuăm să încurajăm asta, să cultivăm dragostea aceea din tâi. Adevărul este că, în confortul nostru, în era tehnologică în care trăim, a devenit foarte, foarte căldicei, foarte confortabil și nu ne mai mișcă nimic. Iată că Dumnezeu folosește drama nefericită a unei familii să reenergizeze uh, pasiunea noastră, nu numai pentru familia aceasta, ci pentru Dumnezeu, pentru cauza familiei, pentru principiile pe care le avem noi. Și cred că uh, trebuie să nu să profităm, ci să folosim acest moment în mod spiritual pentru cred eu, reenergizarea întregii comunități creștine. Este o cauză fenomenală, cauza familiei. Sunt alte cauze care, pe care noi trebuie să le promovăm și trebuie să, ca, să canalizăm oamenii spre aceste cauze extraordinare. Fratele Constat că ne aflăm în mijlocul unui fenomen pe care a, căror dimensiuni noi nu le-am conștientizat. Așa cum menționa pastorul Câmpean, plecând de la nefericita drama unei familii, ne-am trezit în mijlocul unei mișcări de un magnetism extraordinar, care credem că este inițiat de Dumnezeu. De asemenea, ne simțim puși în situația să facem o schimbare de paradigmă, o schimbare de, de viziune, de atitudine, vis-a-vis -vis de mesajul pe care Biblia îl are pentru oameni și vis-a-vis -vis de poziția pe care Biserica trebuie să o aibă. Regăsim misiunea noastră să apărăm valorile lui Dumnezeu. Generația noastră este responsabilă nu numai de aspectul tehnologic, politic și economic, ci și de suflet. Dacă în România și peste tot în lume sunt tot felul de acțiuni de protest vis-a-vis -vis de salarii mici, vis-a-vis -vis de anumite nedreptăți pe care oamenii le reclamă, credem că sufletul este mai important decât orice altceva. Credem că familia, să fii tată, să fii mamă, soț, soție, să ai nepoți, să îmbătrânești frumos, lăsând în urmă o generație care a ieșit din tine, în care te-ai implicat, pe care ai educat-o, cărie i-ai dat o direcție, ți-ai folosit toată zestrea empirică, toată experiența ca să pui în inima acestor micuți care te urmează și mâine poimine mine vor deveni tineri, adulți, părinți, bunici. Acesta este ciclul vieții. El a fost călcat în picioare de oameni care au profitat de banii lor și de oportunitățile de poziție pentru ca să strivească adevărul lui Dumnezeu și l-au strivit pentru ca să nu se mai simtă vinovați în păcatul în care trăiau. Însă oamenii lui Dumnezeu trebuie să afirme dreptatea lui Dumnezeu și autoritatea lui Dumnezeu de creator și de suveran în lumea aceasta. Și noi trebuie să acceptăm această schimbare de paradigmă. Trebuie să simțim magnetismul care îi unește pe oameni. Pur și simplu e un fenomen pe care nu-l putem explica. Oamenii de peste tot sunt extrem de pasionați să solidarizeze cu această cauza Evangheliei lui Dumnezeu. S-a plecat de la o familie căreia i-a fost luat în mod nedrept și nejustificat copiii, dar s-a ajuns la un fenomen care depășește cu mult această cauză. E o onoare în generația noastră să fim implicați în fenomenul ăsta. Um... Trebuie să vorbim și despre un mare pericol care plutește deasupra bisericii atunci când a apărut problema de conspirării, problema colaboraționismului în regimul comunist, ne gândeam la un regim opresiv și găseam și anumite justificări spunând Domnule, oamenii ăștia trăiau cu sabia deasupra capului. Dacă nu erau ei, erau alții și probabil biserica era într-o situație mai grea. Și am auzit tot felul de justificări pe care noi la momentul respectiv le-am respins, am încercat să le înțelegem, a fost o învălmășală de idei. Dar acum avem de-a face și trebuie să recunoaștem frate Florin și frate Luigi cu mișcarea penticostală din Norvegia, o mișcare care a intrat în conflict cu scripturile, modificând scripturile pentru ca să acomodeze legea umană, dar am descoperit și am publicat zilele trecute, care primesc subvenții de la stat, financiare, substanțiale, închipuiți-vă, la biserici de sute de suflete, cum sunt cele trei pe care le păstorim, fiecare în parte. Uh, vorbim aici probabil la vreo 2000 de suflete numai în aceste trei biserici, poate peste 2000, uh, pardon, 2500, 2600, 2700 de suflete. Aproape de 3000 de suflete vorbim numai în trei biserici. Închipuiți-vă să iei 100 de euro pe lună uh, de pe an de membru. De membru. Asta înseamnă un 100 de mii de dolari uh, pentru fiecare biserică. 100.000 de, de dolari îi strângi greu uh, în ziua de astăzi. Nu mai vorbesc de alte avantaje pe care le au bisericile când trebuie să închirieze niște facilități. N -n -n Noi am organizat aici în Chicago convenții uh, mult peste 100, poate la 200 de mii de dolari și Frate Luigi urmează convenția din septembrie organizată de voi, de Biserica Betania, de tine, care va consuma niște cifre astronomice. Gândiți-vă că în Norvegia, dacă ești biserică, îți dă niște înlezniri extraordinare, prețuri de nimic pentru asemenea evenimente. Mai mult, pastorii sunt plătiți și subvenționați de guvern publicațiile creștine și bisericești subvenționate de guvern cu milioane de dolari pe an. Închipuiți-vă să avem în Chicago o publicație cu milioane de dolari subvenție de guvern. Televiziunea Credo. Televiziunea Credo, dacă ar avea banii pe care are o publicație în Norvegia, ar sparge toate tavanele unui gârienor și ar zbura drept pe lună. Deci, avem de-a face cu o biserică compromisă. Pentru că e interesată să păstreze sistemul care o hrănește. Câteva cuvinte despre uh, servirea bisericii către stat și pericolul ca biserica să fie finanțată de stat și slujitorii să fie subvenționați de stat. Ceea ce o să spun probabil că este periculos în America, dar eu cred în separarea bisericii de stat. Complet. Yes. yes. Cred în asta. De fiecare dată în istorie, când statul a cooptat biserica pentru anumite proiecte, statul a ajuns să controleze biserica. Acesta este pericolul în Europa, unde pastorii sunt subvenționați, activitățile bisericii, clădirile bisericii sunt subvenționate. Acesta este pericolul. Acesta este pericolul și în România, când biserica, în situația de criză economică, primește fonduri, salarii de la stat, lucrul acesta va costa în viitor. Este imposibil ca la un moment dat statul să nu controleze biserica Și de aceea cred că uh, noi trebuie să mergem la Biblie La biserica primară unde slujitorii misionari au fost de Către uh, comunitatea creștină unde comunitatea creștină mai afluentă Ajuta cu comunitatea creștină mai puțin afluentă Și uh, creștinii au folosit principiul Bibliei de adunare de fonduri Fără să primească fonduri de la stat în lucrul acesta se întâmplă întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, statul va exercita control asupra Bisericii. Și asta se întâmplă în Norvegia, Biserica nu mai are voce, este corectă politic și aceasta se întâmplă în toată Europa și se va întâmpla oriunde statul are aceste puteri, aceste uh, you know, influențe asupra Bisericii prin, prin bani. Uh, trebuie să. Înțelegem că a venit vremea ca biserica să se separe de stat atunci când e vorba de influența statului în biserică, dar niciodată separarea bisericii de stat n-a însemnat că statul nu ține cont de principiile lui Dumnezeu, că ei au început să deformeze chestiunea asta. Sunt 100% de acord cu separarea bisericii de stat, dar ei au împins-o la nivelul la care. Biserica să fie aservită statului, dar statul să nu depindă de principiile lui Dumnezeu. Și biserica să n-aibă voce? Exact. În, în relația da. Atunci când statul oferă ajutor, el pretinde ascultare și subordonare. Și în funcție de interesele lui, el subordonează biserica. Biserica este manifestarea împărăției lui Dumnezeu pe pământ, Biserica este casa lui Dumnezeu, nu are nicio legătură cu statul. Scopul Bisericii este moralitatea oamenilor, spiritualitatea oamenilor, mântuirea oamenilor. Biserica este locul unde cerul se întâlnește cu pământul, unde Dumnezeu se întâlnește cu omul, ca să-l ierte, să-l vindece, să-i dea siguranță și stabilitate. De aceea biserica este un organism destul de greu de înțeles din punct de vedere logic, pentru că este în același timp omenesc prin prezența oamenilor, dar deopotrivă divin prin prezența lui Dumnezeu. El, ea este o instituție din punct de vedere a prezenței oamenilor, dar este un organism spiritual din punct de vedere a prezenței lui Dumnezeu. Nu înțeleg de ce oamenii trebuie să dea taxe foarte mari la stat, iar statul să împartă banii cu biserica. Ar fi normal ca oamenii să-și facă datoria față de familie, față de stat și față de biserică. În momentul în care biserica este subordonată statului, biserica devine compromisă de la preoți până la principiile care sunt predicate în biserică. Așa se face că uh, biserica astăzi nu mai servește împlinirii intereselor lui Dumnezeu și nu mai promovează principiile lui Dumnezeu. În momentul în care o biserică nu mai vorbește despre Dumnezeu, nu mai predică Biblia și nu mai predică puritatea, trăirea în puritate și în sfințenia, ea ajunge un loc în care se practică o religie care nu mai are niciun, niciun, nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu are o casă pe pământ, numită Biserica, Dumnezeu are o Constituție pe pământ, numită Biblia, Dumnezeu are un popor pe pământ, numiți copiii lui, adică oamenii credincioși, dar niște credincioși practicanți, niște oameni care practică teoria religioasă pe care o au în mintea lor, iar această teorie religioasă din mintea lor care este practicată nu poate fi orice. Adică nu poate fi manifestarea tradițiilor culturale care au fost diferite în Moldova, de Ardeal, în Oltenia, de Muntenia sau Dobrogea. Să nu mai vorbim de diferențe uh, la nivel de țară sau la nivel de continent. Uh, observăm că sentimentul religios este născut. Orice grup de oameni au o formă de religie, însă Dumnezeu ne-a trimis Biblia ca să-L cunoaștem. Aceeași Biblie este pe tot pământul și Constituția unei biserici este Biblia. De aceea biserica trebuie să fie independentă și autonomă. Ea trebuie să depindă doar de Dumnezeu care este stăpânul ei. Aș dori să mulțumesc colegilor. Domnul să vă binecuvinteze, vă respectăm din toată inima. Am avut mai devreme o intervenție a lui Marius și Ruth și apoi a lui Daniel Bodnariu, care și-au exprimat mulțumirea pentru dumneavoastră, pentru lucrarea pe care o faceți, pentru toți cei care au protestat în aceste săptămâni, în aceste zile. În mijlocul durerii, a suferinței și a lacrimilor, avem motive să fim optimiști că împreună cu Dumnezeu vom face isprăvi mari. Încă o dată, pastor Florin Câmpean, pastor Luigi Mițoi, vă mulțumim din toată inima mulțumim și, noi. și uh, noi ne vom mai întâlni și vom pune la cale lucrarea pe care o vom face aici, inițierea acestei zile mondiale de protest pro-Bodnariu și pro-familie și anti-Barnevernet. Vă mulțumim foarte mult! Stimați telespectatori, așteptăm uh, să ia locurile aici în uh, studio uh, reprezentanții uh, celor două televiziuni din uh, Chicago, Credo TV, uh, Romanian uh, Christian Network. Uh, încă o dată vă mulțumim foarte mult. făcut o mică modificare în studio, uh, am mulțumit și ne-am luat rămas bun de la pastor și acum suntem împreună cu uh, Mariana Avram, președintele Credo TV, Steve Bonica uh, de la ziarul Tribuna Românească și Petru Amarei, președintele uh, RTN, Romanian Television Network. Uh, dragii mei, uh, ne așteaptă câteva săptămâni fierbinți de pregătire. A probabil celui mai mare eveniment românesc în Chicago, în Statele Unite, în istoria comunității românești din America, din diaspora europeană și poate și din uh, România. Toată logistica, toate posibilitățile noastre de comunicare, de informare uh, sunt la dispoziția acestor uh, demersuri. Uh, câteva cuvinte frate Marian, frate Steve și frate Peter. Protestul de la Oradea care a avut loc astăzi, în urmă cu câteva ore, a dat dovadă clar căci bulgărele de zăpadă de care vorbeam mai devreme, care a coborât, -a, i s-a dat drumul din vârful muntelui, a început să prindă viteză la vale și a început să crească la un nivel care ne, uimesc, ne uimește pe toți. Uh, acest eveniment a luat uh, a pornit de la o familie, uh, apoi s-a aprins la prieteni în biserici, uh, în comunitatea românească, uh, s-a unit cu celelalte comunități de etnii diferite din Europa, a devenit o problemă uh, fundamentală uh, de apărarea valorilor creștine și în felul acesta a învăluit întregul pământ. Suntem deosebit de uh, onorați ca mass media creștină să putem să ne facem datoria și în momentul când uh, frații noștri creștini au mai multă nevoie de acoperire media, noi să fim aici și să mediatizăm aceste uh, evenimente și să ieșim din uh, colțișorul nostru uh, de liniștiți, de, de pocăiți. Și să vadă toată lumea căci solidarizăm și ne apărăm valorile cu ajutorul lui Dumnezeu, împreună, într-un mod în care este relevant nu numai creștinilor de pe tot pământul, dar tuturor oamenilor de pe tot pământul. Steve. În primul rând, sunt onorat să, să, să fiu alături de inițiatorii întregilor acțiuni, să zic așa, și totodată este pentru prima dată când noi trei reușim ca și colegi să, să lucrăm atât de aproape, atât de mult pe un proiect, nu doar de o zi, ci pe un proiect care, iată, a început deja de mai bine de o lună în comunitatea noastră românească din Chicago și care promite să continue sau promitem și noi să continuăm. Um, este foarte important să avem participarea a tuturor. Deci Credo TV, evident, se vede și aici, are audiența lui, are capacitatea lui și are modalitatea de comunicare cu o audiență foarte mare. Fie că e vorba de românii din țară sau de cei din Europa sau din Statele Unite, um, Credo TV consider că are un aport extrem de important. La fel și uh, Romanian Christian Television din Chicago cu Petru Amarei. Ambele sunt instituții bine stabilite de atâți ani de zile încât eu, ca și, să zic așa, publicist al ziarului Tribuna Românească, mă simt umil pe lângă acești doi titani care au investit atâția bani și atâta energie în canalele lor de televiziune. Dar cu resursele pe care le avem, cu ziarul, cu activitatea noastră, fie pe media socială sau pe internet, este, este o onoare și o cinste ca să, fi, să fiu o parte din această echipă și să punem resursele acestea, după cum am zis, nu doar pentru un termen scurt, ci atât cât va fi nevoie până când victoria finală, și fluierul albitrului, să zic, va suna și va zice gata, ajunge, ne-am atins scopul. A, aia numai Dumnezeu va face, <laughs> Steve, el va, ne va chema acasă și va încheia partida asta. Mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea ta. De fapt, studioul acesta este improvizat în sediul ziarului Tribuna Românească. Ne-ai primit cu toată dragostea, ne-ai pus la dispoziție toate facilitățile și îți mulțumim din toată inima. Vreau în primul rând să mulțumesc și eu televiziunii Credo pentru invitația să particip la acest program. Steven, pentru că ne-ți și. Bisericii Elim și pastorul Cristian Onescu, care uh, facilitează aceste uh, programe de televiziune, proiecte de protest, și iată că Dumnezeu a făcut, printr-o familie necunoscută până acum două luni de zile, să clatine întreaga lume, să arate că românii pot fi uniți în jurul unei cauze. Dacă noi am fost de opinii diferite, dacă am avut, poate, uh, grupurile noastre de interes, Iată că acum suntem toți împreună, adunați în jurul unei cauze și Dumnezeu arată că familia, credința în Dumnezeu domină interesele noastre comune și trebuie să învățăm din această experiență. Sunt foarte onorat și bucuros să fim împreună și membrii mass mediei creștine să avem un numitor comun. Tot timpul am căutat un numitor comun să putem colabora, să putem lucra împreună, să fim mai puternici. Iată că astăzi putem vedea că este posibil și mă rog, și după ce trece această perioadă și ea va trece cu izbândă, acest duh de unitate și de colaborare să domine, să rămână în continuare între noi. Pentru că până la urmă suntem toți frați în Hristos și lucrăm pentru un împărat, Domnul al Domnilor, pentru Isus Hristos. Și apropo, Steven, nu, giganții sunt în cer, nu pe pământ. <laughs> Uh, trebuie să recunoaștem, uh, stimați spectatori, și trebuie să acceptăm responsabilitatea pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii noștri, mantaua pe care Dumnezeu a așezat-o pe umerii noștri ca și comunitate creștină. Uh, încheiem această emisiune și aș vrea să o încheiem cu un gând. România este o țară specială. Prea multă vreme ni s-a spus că suntem marginea Europei. Prea multă vreme ni s-a spus că suntem necivilizați, ni s-a spus că nu contăm, ni s-a spus că suntem mici și nesemnificativi. România este într-o poziție unică în lume, deși este un popor mic, deși este o țară mică. Are o diasporă împrăștiată peste tot. Și peste tot unde au ajuns românii și au făcut biserici. În Chicago sunt mult mai mulți din alte naționalități din Europa. Dar nu au forța de a se uni, pentru că n-au la temelie biserici, biserici puternice. Noi avem biserici peste tot. Vreau să înțeleagă toată lumea foarte clar. Dacă eu aș fi fost organizatorul tuturor acestor proiecte, acum erați la înmormântarea mea. Este fizic imposibil. Din punct de vedere fizic, psihic, nervos, ca timp, e imposibil. Noi am aprins o scânteie. Și scânteia este foarte mică. Scânteia nu se poate lăuda. În fața focului de mai târziu. Ea devine parte din foc și focul o înghite. Noi, la ora actuală, trebuie să înțelegem că nu suntem focul. Am fost doar o scânteie, focul ne-a înghițit. În momentul de față, avem organizatori, inițiatori, oameni de acțiune pe întreg Pământul, oameni capabili, oameni cu viziune care vor organiza mai departe proteste, care vor duce mesajul bisericii pro-familie, pro-Dumnezeu, într-o lume post-creștină, care a devenit necreștină și a devenit anticreștină și lucrarea aceasta nu se va sfârși nici mâine, nici poi mâine, nici când copiii familiei Bodnariu se vor întoarce în brațele părinților lor. Domnilor, și fraților, vreau să vă spun că începe o nouă eră de acțiune a bisericii creștine. O nouă eră de prezență activă și agresivă în spațiul public. Că de astăzi înainte, noi avem un mandat extraordinar. Trebuie să înțelegem diferența între manipulare și motivare. Îi manipulezi pe oameni la rău, Barnevernet manipulează angajații săi și le rupe sufletul din ei și orice spirit de sentimentalism și emoție ca să poată face această lucrare fără inimă, fără sentiment, robotică și demonică. Guvernele manipulează oamenii ca să respingă adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu manipulăm pe nimeni, noi inspirăm și noi motivăm comunitatea să lupte pentru adevărul suprem al Evangheliei. De aceea pentru noi este foarte ușor, pentru că din conștiință, fără gânduri ascunse, fără gânduri rele, fără scopuri meschine, noi încercăm să motivăm comunitatea să protesteze împotriva răului și în favoarea binelui suprem care este Dumnezeu. Mulțumesc foarte mult colegilor, urmează să avem mai multe întâlniri cu păstorii, cu media, câte un cuvânt de rămas bun pentru cei care asistă la această emisiune și apoi vom închide cortina aceasta pentru moment și vom intra în programul obișnuit, grila obișnuită Credo TV. Aș dori să iau un moment și să mulțumim tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit în direct cu protestul de la Oradea, celor care au dormit în Statele Unite. Vrem să vă spunem că am avut telespectatori din peste 20 de țări și oamenii au arătat o solidaritate extraordinară atât cei care au manifestat în Piața Unirii din Oradea, cât și toți creștinii care s-au conectat în mod virtual la Credo TV dorim și dumneavoastră, stimați telespectatori, să vă mulțumim în mod deosebit pentru sacrificiul dumneavoastră, în primul rând al timpului care l-ați investit în acest proiect, timpul care îl oferiți și îl sacrificați în aceste momente când vă conectați cu noi prin mass media. Vă mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru familia Bodnariu și pentru această cauză și dorim să mulțumim tuturor creștinilor că și-au ieșit din carapace, au îndrăznit să iasă în stradă să-și apere valorile creștine care le-am primit cu toții de la Dumnezeu și să arătăm o lumii, lumii întregi că suntem uniți într-o credință, într-un singur domn și într-un singur botez. Vă mulțumim din toată inima și vă invităm în continuare să fiți parte din acest fenomen extraordinar care Duhului Dumnezeu se pare că l-a stârnit în neamul românesc, s-a extins la alte etnii, și tot pământul, uh, la momentul de față, uh, se știe despre acest uh, fenomen, și noi înțelegem când Dumnezeu face ceva, are o cauză care, la început, noi nu putem să o pricepem, nu putem să o înțelegem, dar rezultatul îl vom vedea în curând. Avem uh, cu aceste prileji, uh, prilejuri de manifestare posibilitatea să spunem. Uh, crezul nostru, al credinței care am primit-o și să împărtășim cu oameni care nu viu niciodată la biserică. și Dumnezeu să lucreze la inimile celor care ascult cuvântul și să-i solidarizeze în continuare pe toți cei care simt cu familia Bodnariu. Tot acest episod negru a început în preajma unei sărbători cu câteva zile înainte de sărbătoarea mulțumirii a Thanksgiving-ului. Și mi-aduc aminte când ne-am întâlnit prima dată și am avut prima discuție când încă speram ca totul să fie o greșeală și exista nădejdea ca să se afle rapid că a fost o greșeală și copiii vor fi dați înapoi. Pe măsură ce Barnevernetul a persistat în greșelile și în încălcările drepturilor omului ale familiei Bodnariu, desigur că Comunitatea nu doar că s-a uh, enervat, dar s-a autosesizat și a realizat că e momentul să facă ceva. Uh, astfel, în ultimele două luni, uh, sute de mii de oameni au, au devenit uh, nu doar informați, ci au devenit și uh, consternați și au intrat în acțiune. Um, am uh, o mulțumire uh, pentru toți cei care urmăresc această emisiune și pentru cei care vor auzi prin aceștia mesajul nostru. În primul rând, este unul de mulțumire uh, pentru rugăciunile fiecăruia, pentru timpul dedicat acestei cauze și pentru faptul că, prin uh, împărtășirea informațiilor cu cei din jur, au contribuit la mediatizarea acestui caz. În al doilea rând, uh, trebuie să recunosc că și noi, cei prinși în, în acest val, avem nevoie tot atât de mult de rugăciune ca și familia Bodnariu. Și fac aici apel la toți dintre dumneavoastră să vă rugați atât pentru Credo TV, pentru Ziarul Tribuna Românească, cât și pentru Televiziunea Creștină Română, pentru pastorul Cristian Ionescu, care este la mijlocul acestor acțiuni de coordonare și nu este deloc ușor pentru niciunul dintre noi, Um, știți, noi suntem persoane publice. Lumea ne cunoaște și atunci când noi spunem ceva, ne spunem uh, părerea sub semnătură, sub numele real. Niciodată nu mi-am ascuns numele și n-am avut intenția să spun ceva sub un alt nume sau pseudonime. Problema este că avem uh, de a face cu aceste broaște țestoase în uh, media socială, care își asumă fel și fel de nume și care, chiar dacă ar începe o pozitiv, o termină exact în duhul de ceartă în care au început. Și pentru noi este greu uneori să distingem între persoanele sincere și cele răutăcioase. Este greu și pentru că volumul de mesaje pe care îl avem e foarte mare. Și nu în ultimul rând îmi cer iertare, pentru că vă promite de pe acum chiar o să blochez și mai mulți. Um, nu am răbdare să stau de vorbă cu fiecare nu am răbdare și nu am timp să-i explic fiecăruia punctul meu de vedere, mai ales în situația prin care trec acum și um, dacă consider că duhul unei persoane duce înspre ceartă, înspre scandal și oricâte argumente ai căuta să-i dai, oricâte, um, oricâte explicații cauți să-i dai realizezi că n-ai cu cine discuta păstrezi mărgăritarele pentru altcineva și cred că mesajul e înțeles. Um, da, deci avem nevoie de rugăciune și asta este dorința pe care o am în fața telespectatorilor. Vă mulțumesc tuturor, fie ca Dumnezeul Slavei și al Adevărului să își spună cuvântul și în viețile noastre, în comportamentul nostru, în activitatea noastră. Iar dacă vom greși, desigur că vrem să știm, dar spuneți ne așa cu un duh în care să ne facă să dorim să ascultăm părerea dumneavoastră. Îmi place să ascult critica. Dar atunci când nu, nu sunt dat de toți pereții. A, pentru că nu faceți altceva decât să ne spargeți auzul și nu vă mai auzim. Cam asta am avut de spus. Da. Orice acțiune publică și orice persoană publică va avea și opoziție. Apropo de ce spui. Așadar, noi nu suntem a, împiedicați de diversiuni și aș vrea să încurajez și să ne focalizăm pe, cei, pe cele pozitive, pe cei care S-au alăturat bisericilor care au susținut, televiziunilor care s-au implicat, ziarelor care au publicat și care au uh, redactat uh, corect această întreagă situație. Practic, aici este o luptă spirituală, dincolo de cele aparente. Și noi trebuie să fim conștienți ca și creștini că luptăm împotriva răului, împotriva duhurilor necurate care au menirea să distrugă familia, să distrugă uh, sufletele oamenilor. Dincolo de familia Bodnariu, există această uh, mișcare împotriva familiei care este foarte clară. Noi pentru asta ne, ne zbatem și luptăm, și aș vrea să rămânem puternici, îndrăzneți, îndrăzneți și să luptăm în continuare pentru cauza lui Dumnezeu, în fond și în urma urmei. Și eu mulțumesc tuturor care s-au -au implicat, s-au sacrificat și încurajez pe toți ceilalți care încă au fost încă în rezervă sau în observație să se ridice și să se implice. Asta am avut de spus și din nou vă mulțumesc tuturor. Încă o dată vă mulțumim că ați fost cu noi, și bineînțeles că în săptămânile viitoare ne vom revedea, vom avea buletine informative, informații referitoare la acțiunile de protest care vor urma, și în mod deosebit vă rugăm frumos să rețineți pentru toate comunitățile românești, pentru România, marile orașe, bisericile din marile orașe pentru uh, comunitățile mari din diaspora europeană și nu numai comunitățile din diaspora europeană. Comunitățile din Statele Unite și Canada, de pretutinde în unde sunt români. Rețineți data de 16 aprilie, sâmbătă 16 aprilie vom avea o mare zi de protest internațional pe tot pământul unde sunt comunități românești și dacă sunt și altfel de comunități care în mod pașnic potrivit principiilor pe care le-am enunțat de la început cu privire la aceste demersuri doresc să ni se alături, alăture sunt binevenite vom protesta pentru familia Bodnariu, vom protesta pentru toate familiile afectate de deciziile și de abuzurile acestui sistem, așa zis de protecția copilului Barnevernet, vom protesta însă în favoarea adevărurilor scripturilor, în favoarea familiei așa cum este ea definită de sfintele scripturi în favoarea valorilor și principiilor noastre Creștine. 16 aprilie, sâmbătă 16 aprilie, o mare zi de protest care va fi acoperită de media creștină, de Credo TV, de toate celelalte canale care vor fi disponibile, outlets de știri în toată lumea. Vă lăsăm în prațul Domnului, ne bucurăm că ați fost alături de noi, rămâneți pe recepție cu Credo TV.